Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bun găsit la știri! Astăzi la Petroșani a fost celebrată Ziua Familiei. Registrul Comerțului din Petroșani își desfășoară activitatea exclusiv online și duminică a fost lansată oficial ciclodrezina turistică La Petrila. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. Astăzi se împlinește un an de la trecerea la cele veșnice a fostului primar al municipiului Vulcan, Gheorghe Ile. Plecat încă de tânăr din comuna Portița, Gheorghe Ile și-a legat destinul de oamenii Văijiului, dar mai ales de comunitatea vulcaneană pe care a condus-o vreme de 4 mandate. Gheorghe Ile a încetat din viața la 16 mai 2021, după o luptă cumplită cu o boală incurabilă timp de câteva luni. Bună ziua, Vulcan! Iată-ne în ultima zi a manifestărilor nedeii vulcănene. Am fost și profesor la toți colegii de aici. Eu am fost și eu mă consider profesor. I-am învățat pe mulți să țină pixul în mână și creionul și să arat cum se desenează o hartă. Și minerit le arătam cum se face o schiță de atacare a unei lucrări, de tot ce trebuie. Pentru mine și pentru ceilalți colegi din administrația publică locală a fost o bucurie imensă să vezi oameni fericiți. Gheorghe Ile, cel mai longeviv primar din istoria modernă a municipiului Vulcan, a încetat din viață după o grea suferință pricinuită de o boală incurabilă. În vârsta de 68 de ani, Ile a condus și modernizat Vulcanul vreme de 16 ani, între anii 2004 și 2020. Ile a ocupat de-a lungul timpului, înainte de a intra în politică, funcții de conducere în minerit, remarcându-se în timp ca un foarte bun profesionist, devotat Văijiului. În Vulcan sunt din anul 1970. Sunt în Vulcan și cred că cunosc 99,9% din vulcăneni. În ciuda tuturor opozanților care au folosit, nu de puține ori, metode abjecte în lupta politică, nimeni nu a reușit să câștige o bătălie cu Gheorghe Ile de la momentul în care acesta a ajuns primar în 2004. Doar boala l-a învins. Niciodată oamenii. În 2020, Gheorghe Ile a anunțat că se retrage din cursa pentru un nou mandat din motive de sănătate. A rămas totuși în politică, ocupând poziția de consilier local din partea PSD până duminică dimineața. În ciuda tuturor eforturilor făcute de familie, de medici și de apropiați, Ghiță, așa cum îi spuneau prietenii, a plecat la cele veșnice. Mulțumesc cetățenilor municipiului Vulcan, mulțumesc prietenilor, mulțumesc firmelor, patronilor care au venit alături de noi, de primărie, și am făcut atâtea proiecte care dumneavoastră le vedeți pe hârtie și se pot vedea pe teren. N-am venit cu povești că vom face, nu, am venit, Ile tace și face. Ok? Mulțumindu-vă încă o dată dumneavoastră și tuturor celor care au fost alături de mine.
Astăzi, în sala de marmură a primăriei municipiului Petroșani, a fost celebrată Ziua Familiei. Astfel, cu această ocazie, cuplurile care au împlinit 50 și 60 de ani de căsnicie au fost premiate. Mă bucur să vă revăd, să vă spun la mulți ani, în primul rând, să vă mulțumesc că sunteți astăzi prezenți aici la o sărbătoare atât de importantă pentru noi, în general, pentru comunitatea municipiului Petroșani și sunt convins că și pentru dumneavoastră, pentru cei care faceți anul acesta 50 de ani de căsătorie sau 60 de ani, avem două cupluri, nu? Care împlinesc 60 de ani de căsnicie. Un lucru extraordinar. 20 de familii au primit cadouri și diplome pentru longevitate. Dintre acestea, 18 au fost cupluri care au împlinit 50 de ani de la căsnicie și 2 care au împlinit 60 de ani. Am sărbătorit Ziua Familiei, am premiat, așa cum facem în fiecare an, 20 de cupluri din Petroșani care au împlinit 50 de ani de căsătorie și 2 cupluri am avut cu 60 de ani de căsătorie. E o mândrie pentru noi și o onoare pentru mine în calitate de primar să premiez aceste familii deosebite care sunt practic o istorie vie și un exemplu viu pentru generațiile tinere, un exemplu de urmat a modului în care au reușit să ajungă la această vârstă, să fie împreună, să se bucure de copii, de nepoți și de toți cei care sunt în jurul lor. Le mulțumim că există și că sunt alături de noi. Mai mult, aceștia au avut parte și de un program artistic oferit de Adonia Antonescu și Mihai Franc, îndrumați de domnul profesor Eugen Muntean. La final, 2 dintre cuplurile premiate ne-au oferit secretul longevității în căsnicie. Secretul este înțelegerea, sănătatea, aia e tot ce mi-e importantă. Sănătatea mea e bună ca înțelege orice, să fii sănătos și să fie pace. Liniștea, calmitatea, să mai lăsăm unul de la altul și frumusețea sufletului. Dacă ne-am iubit, la 17 ani am căsătorit. Așa că asta a fost viața. Mă ne fac 67 de ani și 3 în 1 luna asta. Activitatea biroului Registrului Comerțului din Petroșani își desfășoară activitatea exclusiv online. Oficiul din Petroșani a fost închis temporar din cauza lipsei de personal. Dacă până nu demult biroul Registrului Comerțului de la Petroșani a fost funcțional o singură zi pe săptămână, în prezent acesta este închis. Autoritățile au luat decizia de a-l muta în mediul online. Persoana care a fost la biroul de la Registrul Comerțului pe zona Văiziului s-a pensionat. Încercăm să facem demersuri să aducem o nouă persoană la acest birou și până atunci îndemnăm antreprenorii din Valea Jiului să încerce să-și depună actele pe sistem online. Antreprenorii vor putea să-și depună documentele online pe pagina oficială a Registrului Comerțului sau la biroul din Deva. Sera de la Petrila este luată cu asalt de cumpărători. Tot mai mulți iubitori de plante doresc să își împodobească grădinile, terasele și casele cu parfum și culoare. Chiar dacă nu pentru mult timp, cererea pe piața florilor a crescut în această perioadă. Pentru această perioadă este cererea pentru mușcată, petunie, pentru florile de grădină. Avem flori care rezistă bine în soare, care rezistă bine în umbră, doar trebuie să fie foarte bine îngrijite de clienți și să le dea îngrășământ și apă la momentul potrivit. În perioada asta a crescut un pic cererea, dar e pe o perioadă mai scurtă, pentru că la noi clima nu ne ajută foarte mult. Pentru a putea oferi plantelor din seră o îngrijire eficientă, munca unui horticultor durează o zi întreagă. Cu toate că asistăm la scumpiri ale materiei prime, prețul florilor a scăzut față de anii trecuți. Sunt clienți care doresc să le plantăm pentru jardiniere, mușcatele curgătoare, sunt la prețuri de producător și facem și la jardiniere pentru clienți. Prețul este mai mic ca anul trecut,
Mușcatele pentru ghiveciu, pentru replantare, sunt doar la 8 lei și panseluțele la 1,50 lei. În această perioadă se vinde petunia, plectantrusul, milionbelsul, sum de vila, mandevila și florile de grădină. În doar 10 minute, Sera de la Petrila a fost vizitată de 3 familii doritoare să achiziționeze flori, fie pentru interior, fie pentru exterior. E vremea și perioada în care achiziționăm plante, flori. E ceva care ne dă senzația de înviorare, primăvară. Cred că oricine se gândește în perioada asta să achiziționeze flori, plante. Pentru exterior, pentru balcon, pentru a crea un design frumos. E ceva ce oricine ar trebui să facă. Duminică a avut loc lansarea oficială a ciclodrezinei turistice de la Petrila. Aceasta va circula cu aprobarea complexului energetic Hunedoara pe linia ferată îngustă dintre fosta mina Petrila și mina Lonea. Peste 180 de persoane au fost prezente la evenimentul de lansare a ciclodrezinei. Frumos! Foarte multă lume, mulți copii au fost foarte încântați. Chiar apoi și oficialități, administrația locală prin domnul primar. Avem multe, multe reacții pozitive care s-au exprimat. Și chiar și propuneri de sponsorizat pentru să mai facem câteva. La sfârșit de săptămână, în fiecare weekend. La momentul actual se dorește transformarea proiectului într-un circuit turistic, însă înainte pentru a intra în legalitate este necesară finalizarea tuturor detaliilor birocratice. Deocamdată să vedem partea legală cum va fi. Că deocamdată nu poți să faci, să dai drumul la în circuit turistic, pentru că nu e legal deocamdată, da? Noi încercăm să rezolvăm și pe asta. Noi vrem, am vrea cât mai repede, dar în funcție de cum vor decurge actele și hârtiile și la noi mare birocrație totuși. Printre cei prezenți au numărat foarte mulți copii care au cerut deja o a doua experiență cu ciclodrezină. Au fost în jur de 180 și foarte mulți copii care au fost încântați. Chiar am avut o propunere de 1 iunie, se face numai pentru copii și pentru aia va fi necesar să le facem exact cum e la telescaun, ori o bară, ori o centură, ceva, că totuși ieri au fost toți numai cu părinții, dar dacă aduci numai copii... Un străvechi obicei pastoral strânge la un loc în fiecare primăvară ciobanii din Ținutul Pădurenilor pentru a-și măsura oile. Astfel, sâmbătă în munții Poiana Ruscă, localnicii s-au întâlnit la sorocul măsuratului. Oamenii păstrează cu sfințenie acest vechi obicei, măsuratul oilor. Obiceiul presupune măsurarea cantității de lapte pe care o dau oile fiecărui deținător. Totul începe cu o slujbă religioasă de sfințire a oamenilor, animalelor și locurilor, după care urmează mulsul unde se iau la întrecere pentru a câștiga titlul de bacion pentru anul respectiv. Și cum lupta este grea și cu miză mare, înainte de a începe competiția, în vase se pun bănuți. Banii i-am pus pentru copii. Pentru copiii care vin, dar în primul rând ca să mulțească laptele, se spune. Asta e secretul. Și după aia aruncăm la copii și care sunt mai vigilenți, ei încep să facă această meserie care se ne urmează pe noi. Multă muncă. V-ați dori să fiți băcinoi? Nu. De ce? Prima dată e greu la început. Peste vreo 2-3 zile. Până ne acomodăm cu munca și după ok. Bine, binișor, adică nici bine, nici rău, între. V-ați dori să fiți băcinoi? Nu că ne dorim, dar trebuie să facem ceva la țară, cam asta trebuie să facem. Nu putem face altceva. Cum stați cu laptele? Deocamdată bine, așteptăm și mai bine. Bacionul, recunoscut drept cel mai vrednic cioban, este felicitat de întreaga comunitate. Una! Băcioni la Lelesă de vreo 7 ani de zile, de când am venit din Hunedoara, m-a plăcut, de mic am avut animale. Am avut oi, părinții mei, bunicii mei au avut animale, vaci, oi, cai, de toate, acum eu mai am numai oi. M-a plăcut de mic să păstoresc oile.
Pentru mine înseamnă să fiu băcioni, adică am făcut cel mai mult lapte dintre toți colegii mei. Suntem 4 cazi, avem animale mai multe. Eu, având oi mai multe, am făcut mai mult lapte de la oile mele decât ei de la oile lor. Așa că eu rămân la stână. Eu o să iau primul lapte de la toate oile care sunt aici, 2, 3, 4 zile, 5 zile, acum cum ne înțelegem noi, că suntem frați, cum ar veni. Astăzi este măsuratul oilor. Ce înseamnă măsuratul oilor? Este evenimentul cel mai important economic pentru un sat. Satele pădurenești, principala activitate era crescutul oilor, urmat de minerit și alte activități, agricultura fiind foarte slabă, fiindcă terenurile sunt în zonă de munte, deci nu se pretează. De ce este importantă? Fiindcă astăzi se stabilește întreg algoritmul de lucru și de împărțire a roadelor oilor într-un an. Este ziua de primăvară, când iarba este suficientă pentru ca oile să poată să trăiască numai din pășune, să aduc oile în pășune, pășunea este lângă vatra satului și la început, când lumea pleacă, pleacă egal de acasă. Orică ai 100 de oi, orică ai 200, orică ai 5, la început pleci egal. Vii aici la stână, fiecare om își mulge oile lui și în funcție de oile care le arată, în funcție de berbecii care îi arată, ei își fac o ierarhie. Cel care mulge astăzi de la oile lui, indiferent de numărul lor, cel mai mult lapte, ăla va deveni băcioni, adică va deveni conducătorul stânii și care împreună cu ceilalți membri care caută oile, cu ceilalți ciobani, vor dirija și vor face tot ceea ce înseamnă în stână. Măsuratul oilor, dar și priveliștea din munții Poiana Ruscăi atrage turiști din întreaga lume. Îmi place că sunt multe oi și omul muge și în felul de care ele primesc laptele. Dar e greu să le țin, să le duci la câmp și să dorm cu ele. Trebuie să le ordin, să le vezi cum este ordinea lor. Mi se pare foarte interesant, n-am mai luat parte până acum la așa ceva. Noi avem niște prieteni în Sohodol și am venit în vizită și am fost invitați să luăm parte. E ceva frumos. Mă bucur că se păstrează tradițiile și se merge cât mai departe cu aceste obiceiuri. Facem fotografii și, sincer, am vrut să ne adăugăm la portofoliu și fotografii cu oi și de la stână. Plus că e un eveniment care am înțeles că nu se prea mai ține și atunci am considerat că e vreme bună, e ok. Este foarte pitoresc. Îmi place să văd vechile costume și comunitatea împreună. Mi se pare că e destul de puțin mediatizat încă. Are un farmec deosebit, mi se pare, și pentru fotografii. Sunt fotograf. Eu de aici fac parte, dintre omenește. Aici am copilărit, moștenesc genetica lor și știu despre ce este vorba. De asta nu lipsesc nici într-un an. O fac cu sufletul, fără obligații. Și mă bucur foarte mult că și anul ăsta sunt alături de mulți cunoscuți și parcă renaște de la un an la altul evenimentul. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Lelese în parteneriat cu Consiliul Județean Hunedoara prin Direcția Generală de Administrare Monumente și Promovare Turistică Hunedoara. Este important pentru noi să ne cunoaștem tradițiile, obiceiurile, este important pentru noi să ducem mai departe aceste obiceiuri și este foarte important ca cei mici, copiii noștri, să înțeleagă și să priceapă felul în care strămoșii lor și-au desfășurat activitățile în Ținutul Pădurenilor și nu numai în județul Hunedoara. Pe coamele munților Poiana Ruscă a fost o zi de adevărată sărbătoare. Oamenii care stau departe de zumzetul orașelor au dus și în acest an și o vor face și în viitor un obicei păstrat din străbun și transmis din generație în generație. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți o seară cât mai bună!